După ce Alin Toșca și-a anunțat retragerea de la echipa națională a României, au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora ar urma să se retragă alți trei jucători, respectiv Vlad Chiriche și Alex Maxim și Alexandru Mitriță. Daniel Pancu se declară șocat de veștile care vin dinspre echipa națională. De asemenea, fostul jucător a comentat greșeala lui Eduard Iordănescu pentru postul de selecționer. Mitriță este foarte tânăr și sună ciudat pentru că el n-are multe goluri marcate la națională. Are nu știu câte selecții. Probabil sunt nemulțumiți de statut. De faptul Că au fost trimiși prin tribună, ține de președinte, dar este prea ușor pentru că dau un semnal urât și așa suferim mult la naționalism în România. Și când vezi că unul, apoi la o lună altul, apoi altul abandonează lupta, pentru că eu sufer. Semnalul este foarte prost și ar trebui să fie mult mai responsabil pentru că este o situație care dăunează nu neapărat naționale în sine, a declarat Daniel Pancu. anul a vorbit și despre epoca de tristă amintirea lui Christoph Daum. A fost Daum cu. 70 de ani de experiență și ce s-a întâmplat. Experiență poți să zici despre unul care a mai antrenat naționale, cum este Beloni. Puteai vorbi despre experiență la Pițurcă, Iordănescu? Da, ei au antrenat naționale. Unul care n-a mai antrenat naționale până acum poate să aibă și 70 de ani. Pleacă de la același palier cu orice antrenor mai tânăr, a adăugat Daniel Pancu pentru Orange Sport. 18 selecții și 3 goluri la națională are Alex Mitriță, care ar fi decis să se retragă. Ieșanul Daniel Pancu, în schimb, a Tricoul naționalei de 27 de ori și a marcat pentru selecționata României 9 goluri.